Cum e asta când auziți că începe cineva așa la televizor? Dragi oameni buni, și eu cum să vă pot spune? Dragii mei, nu așa că dacă sunteți dragi, îmi sunteți dragi și așa să rămână. Începem emisiunea. Dreptul. Gata, am un copilat și școala, vedeți dumneavoastră cum o facă, nici așa, dar în fine, au vacanță și se pot bucura de ea, numai dumnealor știu cum. Zice, mami, în timpul școlii și în timpul când mereu la clasă, mami, astăzi am ieșit la tablă, ce ai făcut tu la tablă, mă, că nu pe-ai învățat, am șters-o, mami. Thank you.
cât bine e pe pământ. Tata casă îi mai mult, căță e mamă, spun, tot ce în suflet adun. Tu ești darul meu ceresc și atât de mult. Mult e, nu ți-o dat, eu mama te-am alinat și-am crescut pe gândul tău cu credință în Dumnezeu. Azi îți râde inima când spui că îs fata ta, când spui că îs fata ta. Casa Cardoș, situată în APA, pe drumul european dintre Satul Mare și Baia Mare, îți oferă cazare și mâncăruri îmbietoare, plus meniul zilei, care îți lasă gura apă. Aici se organizează și evenimente la care pot să participe până la 80 de persoane. La Casa Cardoș mai găsești servis auto, atelier de vulcanizare și parcare pentru camioane. Casa Cardoș, cu de toate pentru tine! La pensiunea Micul Paradis din Medieș Aurit chiar te simți ca în paradis. Ai toate facilitățile pentru confortul tău, cazare impecabilă, restaurant cu servire pe gustul tău, plus meniul zilei, recepție deschisă non-stop, wifi, terasă, dar și sală pentru nunți sau pentru alte evenimente importante din viața ta. La pensiunea Micul Paradis chiar te simți ca în paradis. Zestrea noastră este gustul autentic pe care l-am moștenit de la înaintașii noștri și pe care îl transmitem către noile generații. Toate specialitățile sunt create pe bază de rețete vânătorești nobile, de o valoare inestimabilă, presărate cu alese mirodenii.
Zestrea noastră ne găsiți la 0756-056-802 sau în 0745-420-520. Popasul pescarilor din Călinești-Oaș vă așteaptă cu ambianță relaxantă și cu mâncăruri care vă lasă gura apă, de la preparate tradiționale și minuturi până la cei mai gustoși mici. Amplasat lângă barajul Călinești, Popasul pescarilor este complexul ideal pentru organizarea de evenimente atât în sală cât și pe terasă. Popasul pescarilor, un loc deosebit în care vrei să revii mereu. Complexul Zorile din Iojib vă așteaptă cu oferte de nerefuzat. Aveți de organizat evenimente, nunți, botezuri, zile de naștere, toate vor ieși impecabil la restaurantul Zorile. Complexul vă oferă și cazare, iar în perioada sezonului estival, tot acolo vă puteți răsfăța la plajă. Petreceți clipe într-o atmosferă de neuitat la Complexul Zorile din Iojib. Garantat pe gustul dumneavoastră!
când o fă lume și mereu la armată. Știți, dumneavoastră, ăsta cum duceau în cătănie, vai, cu valiză de aceea, el e gata, mamă, cu fărul, că mi-o s-o sunt ordinul, am un osul sunt niciun ordin, cam nimeni nu ascultă, e nimnică. Așa, pe vremea aceea e bună, când s-o dus în armată, zice, sergentul îi adună pe tăți și zice, ia să vă pun eu niște întrebări. Treci în coace, băi, Petrica. Da? Să trăiți. Băi, ce ai face tot dacă ai fi într-un câmp deschis? Da? Taci-mă și ascultă-mă. Și ai vedea că se apropie 300 de inamici. Păi, i-aș pușca cu mitraliera, i-aș pușca pe tăți cu mitraliera. Da? Și dacă ai vedea că din partea cealaltă se apropie 500 de inamici, i-aș pușca și pe aceea cu mitraliera, i-aș pușca. Da? Și dacă ai vedea că din partea cealaltă fi în 1000 de inamici, i-aș pușca pe tăți, i-aș pușca. Aha. Și dacă ai vedea că din partea cealaltă mai vin 1500, păi i-aș pușca și pe aceea, domn sergent, așa, i-aș pușca. Băi, dar de unde ai avea toată cea glonță, mă, la mitralieră, băi? De unde ați adus și dumneavoastră atâția inamici? Oameni buni cu voi bună, n-ai dai la, că omul cu suflet bun nu lasă pe nimeni drum, n-ai dai la. Cătății primește în casă și așează după masă. Îi primești în casă și așează după masă. Și cu bucurie mare e cinste cu tăceare, l-ai dai la, cu mâncare și pălincă și cu voie bună-ntindă, l-ai dai la. Să învețe într-un fel sau altul lucruri bune sau lucruri și mai bune, da. Și își duce un prieten de-a meu copilul la facultate, îl las acolo la cămin, în gazdă, nici nu știu. Zice, băi, dar lăsați-o, are ce bani. O, tati, dar păi lasă-mă 100 de lei. Poftim, 100, dar ce copil cu minte, mă. No, bravo. Nu trece o lună, vine carte, scrisoare. Tati, trimite-mi, te rog frumos, 100 de lei. Am nevoie pentru vânătoare. Zice, măi, dar ce vânează aici? Dar pe ce vânează? Dar pe ce mă trebuie tu pe mine? Poate e puraș, poate e... ce ești? Trimite 100 de lei la fecior. Bun.
luna viitoare. Tati, te rog frumos, am nevoie de 200 de lei pentru vânătoare. Trimite-mă, femeie, mă, dacă-i treabă la vânătoare, 200 de lei. Luna următoare. Am nevoie, te rog frumos, de 500 de lei pentru vânătoare. Fui, băi, n-am mult să o scumpti vânătoare. Trimite-i, trimite-i, fă-te-mi eu, trimite. Următoarea lună, nu scrie cealaltă, nu scrie cealaltă, nu scrie... Ei, că următoarea lună vine o scrisoare. Tati, trimite-mi urgent 1000 de lei, am nevoie pentru reparația puștii. Să mai găsesc cam un meseriaș. E orice fel. Nici nu știm de care, cum și ce. Bun. Dar păi la această ornicărie, ce gândesc dumneavoastră că să face astăzi? Să repară ceasuri. Oamenii care se mai pricep, care știu. Acolo sunt multe chițibușuri, multe rogiță, multe foi. Doamne feri. No. Și duce un prea din eu ceasul la reparat, la această ornicărie, să chinuie la o zi, să chinuie două. Când se duce preajinul, mi-o trează la el, zice, domnule, zice, ia ce-ți ceasul, la ceasul ăsta îi trebuie două piese, domnule. Da, dar care sunt ale două piese, domnule, ceasul ornicar? Păi una e pe care să-l pui și alta cu care să dai în el. Pajiștea, măi, că zine vremea de vară, măi, dorule, dor și dor, și-o-i durnie pe până afară, măi, dorule, dor. Că zine vremea de vară, măi, dorule, dor și dor, și-o-i durnie pe până afară, măi, dorule. Să mă iubea, măi, să dorm afară noaptea, măi, și badea să mă iubea, măi. Până-n zori dimineața, măi, dorule, dor și dor, să nu ne știe lumea,
ce dor, să nu ne ești lumea, măi dorule dor. Cu lună multe doruri mai adună, vara, nopțile cu lună. Pe sub cerul plin cu stele, măi dorule, dor și dor, numai doruri mari și grele, măi dorule, dor. Pe sub cerul plin cu stele, măi dorule, dor și dor, numai doruri mari și grele, măi dorule, dor. Nicuță-i noaptea de vară, cel cu dragostea mare. Nicuță-i noaptea de vară, la cel cu dragostea mare. La cel cu dragoste dulce, măi dorule, dor și dor, nu apucă să se culce, măi dorule, dor. De asta am și eu parte, măi dorule, dor și dor, și dor câte un ceas pe noapte, măi dorule, dor. Mai văzut azi dumneavoastră cum îți așa, hai să-ți ghicesc în palmă, hai să-ți ghicesc în... Da, mai sunt ghicitor, nu știu unde, că eu n-am văzut în ultimul timp. Și se duce unul și zice, nu, hai ghicește. Și se uită în palmă, iui, dar ce bine ți-a mere, că în următorul timp nu ți-i întâlni cu nicio bolă. Foi, zice ăsta, catastrofă, extraordinar, catastrofă. Cum catastrofă, întreabă ghicitoarea. Păi, eu sunt medic, cum să nu mă întâlnesc cu nicio bolă? Odată pe lumea asta omul trăiește și basta, ca un fir de iarbă verde, viața omului se pierde. Lume, tu să știi că eu îmi trăiesc viața cum vreau. Ieri a fost, mâine va fi, dar eu azi o voi trăi. Am o viață, nu am zece, astăzi este, mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am zece. Ce ai tu cu viața mea? O trăiesc cum pot și eu, ție nu-ți fac niciun rău. Legatesc un fir de ață, dragostea și a mea viață. Dragostea e de când lumea, dar viața e numai una. Am o viață, nu am zece, astăzi este, mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am zece. Viața dată mie, mi-ai
dat o s-o pot trăi și lumea s-o pot iubi. Drag mi-e omul ce nu uită că viața e tare scurtă. Odată pe lumea asta omul trăiește și basta. Am o viață, nu am 10, astăzi este mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Am o viață, nu am 10, astăzi este mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Zice unul câte una, căsătorește-te cu mine, te rog frumos, ca și ai trăi, ca și în rai. Dar ce ai spărietă? Cum? Golă și desculță? Nimeni. Când ar fi pe lume banii,
Casa Cardoș, situată în APA pe drumul european dintre Satu Mare și Baia Mare, îți oferă cazare și mâncăruri îmbietoare, plus meniul zilei, care îți lasă gura apă. Aici se organizează și evenimente la care pot să participe până la 80 de persoane. La Casa Cardoș mai găsești servis auto, atelier de vulcanizare și parcare pentru camioane. Casa Cardoș, cu de toate pentru tine! La pensiunea Micul Paradis din Medieș Aurit chiar te simți ca în paradis. Ai toate facilitățile pentru confortul tău, cazare impecabilă, restaurant cu servire pe gustul tău, plus meniul zilei, recepție deschisă non-stop, wifi, terasă, dar și sală pentru nunți sau pentru alte evenimente importante din viața ta. La pensiunea Micul Paradis chiar te simți ca în paradis. Zestrea noastră este gustul autentic pe care l-am moștenit de la înaintașii noștri și pe care îl transmitem către noile generații. Toate specialitățile sunt create pe bază de rețete vânătorești nobile, de o valoare inestimabilă, presărate cu alese mirodenii. Zestrea noastră, ne găsiți la 0756-056-802 sau în 0745-420-520. Popasul pescarilor din Călinești-Oaș vă așteaptă cu ambianță relaxantă și cu mâncăruri care vă lasă gura apă, de la preparate tradiționale și minuturi până la cei mai gustoși mici. Amplasat lângă barajul Călinești, Popasul pescarilor este complexul ideal pentru organizarea de evenimente atât în sală cât și pe terasă. Popasul pescarilor, un loc deosebit în care vrei să revii mereu. Complexul Zorile din Iojib vă așteaptă cu oferte de nerefuzat. Aveți de organizat evenimente, nunți, botezuri, zile de naștere, toate vor ieși impecabil la restaurantul Zorile. Complexul vă oferă și cazare, iar în perioada sezonului estival, tot acolo vă puteți răsfăța la plajă. Petreceți clipe într-o atmosferă de neuitat la Complexul Zorile din Iojib. Garantat pe gustul dumneavoastră! Mă-ntreabă, oare veșnic tu trăiești?
ești, păpăriți tu îi cinstești. Bate dorul azi la poartă, ce faci omule, mă-ntreabă, oare veșnic tu trăiești, păpăriți tu îi cinstești. Mai dă-mi, Doamne, zile și dezgrele, să plâng dorurile mele. Dor de mamă, dor de tată, de copilăria toată. Ți-amintești, măi, dragă tată, cum mergeam noi la o lată, la biserica din sat, unde eu am și cântat. Ți-amintești, măi, dragă tată, cum mergeam noi la o lată, la biserica din sat, unde eu am și cântat. Mai dă-mi, Doamne, zile și dezgrele, să plâng dorurile mele. Dor de mamă, dor de tată, de copilăria toată. Dragă mama mea, dormisem săros fruntea, să-mi cerci lacrimile amare, atunci când inima doare. Mamă dragă mama mea, dormisem săros fruntea, să-mi cerci lacrimile amare, atunci când inima doare. Mai dă-mi, Doamne, zile și dezgrele, să plâng dorurile mele. Dor de mamă, dor de tată, de copilăria toată. Să-i întorc nu pot, mamă, tată, dorul vost. Mi-o adus în suflet ploi, astăzi mă întorc la voi. Ani să-i întorc nu pot, mamă, tată, dorul vost. Mi-o adus în suflet ploi, astăzi mă întorc la voi. Mai dă-mi, Doamne, zile și dezgrele, să plâng dorurile mele. Dor de mamă, dor de tată, de copilăria toată. Mai dă-mi, Doamne, zile și dezgrele, să plâng dorurile mele. Dor de mamă, dor de tată, de copilăria toată. Iar mulțumesc la Dumnezeu că s-a gătat în pace și nu a fost niciun fel de scandal. Scandal care se laud eu, dar scandal nu mai este nicării. E, ați vrea dumneavoastră, așa aș vrea și eu. Până la aceea emisiune, la bună vedere! Thank you.